Ionuț Petculescu și Marinică Ionică, doi jucători valoroși pe care Chindia i-a ignorat, s-au răzbunat acum cu vârf și îndesat în urma victoriei pe care afumațiul a obținut-o pe Eugen Popescu. Ne bucurăm foarte mult că am câștigat, am intrat din nou în lupta pentru promovare, sper să nu mai pierdem niciun joc până la sfârșit și victoria e de bun augur. Ați avut emoții pe final? Da, Chindia o echipă foarte bună, un grup foarte bun și am avut noroc, portarul a avut o zi foarte bună și ne bucurăm că am câștigat până la urmă. Greu, dar bine că am câștigat. Cum vezi lupta pentru promovare? Aveți forță să intrați în Liga 2? Eu zic că avem un grup foarte bun, o echipă foarte bună, antrenori foarte buni. Suntem cu banii la zi, deci n-ar fi nicio problemă să nu promovăm. Cum a fost reîntâlnirea cu Dâmbovița, cu Târgoviștenii? A fost frumos. În primul rând e bine că am câștigat și sper să o ținem tot așa. Le urez baftă târgoviștenilor și succes în continuare. Mulți suporteri au venit după noi. Da, că au fost în jur de 1000, să zic, 1000 și ceva. Foarte bine că vin suporterii la stadion și sprijină echipa. Mulți și de la afumați. Da, avem și noi o galerie foarte frumoasă și ne bucurăm că vin și ne sprijină la fiecare meci, acasă și în deplasare. Victorie normală, am venit aici să luăm toate cele 3 puncte. Noi eram la 3 puncte de ei și acum mulțumim, suntem mulțumiți. A fost greu? Da, a fost greu, cum ați văzut. Meci greu, au avut și ei ocazii, dar până la urmă noi am câștigat, asta e cel mai important. Promovați? Păi eu știu, acum vedem. Noi sperăm, acum după victoria asta mai avem prima șansă.